După cartierele Pictor Rozental și Mimiu, Râfov pare tras la Indigo. Un alt cartier al Ploieștiului, tot la periferie, tot cu străzi neasfaltate pline de noroi. Alți ploieșteni, aceeași problemă. Aici însă revolta a ajuns la maxim. Vă strecurați printre gropi, nu? Bună dimineața, făceți vadă și prima! Așa, să vedeți de acolo și partea-i la... Hal trăim în noroaie, ca la țară! Mai rău ca la țară suntem. Ziceau că reabilitează străzile, ce că asfaltează. Nu reabilitează nimic. Nu? Nu, de exemplu, stau bani încolo așa. A trebuit să plătesc autorizație pentru asfalt. Aici nimic în asfalt. Simplu ca bună ziua. Și prin noroi, așa? Da, uitați. Ce să vă spun? Noroi, pe... Normal. Asta e viața. Da. Cu buletin de Ploiești, nu? Da, și cu taxe de Ploiești. De, mai de oraș, cum să zic. Dezastru. Da, s-a promis că se asfaltează, nu? Asfaltează la mama naibii. Nu. De câți ani e așa? De când mă știu, am 27 de ani. Carmen stă de 50 de ani în cartier, dar străzile arată tot ca atunci. E și rușine să trimit copilul la școală. Trimit cu două perechi de încălțăminte, cu pungi în picioare, cu vai de capul nostru. Da, ziceau că reabilitează cartierul. Ce să reabilitează? Aha, când? Când? Păi tot au promis. Păi au promis, da. Și ce să trimită că avem de plată. Mi-e și rușine să spun cuiva că sunt născută, că sunt orășeancă. Că s-a scalat țară. Da, păi da, normal, că m-am dus la socră mi la țară, e asfaltul până în poartă. Buletin de oraș, uite cum plecăm. Copiii săraci plec cu cizme, cu d-alea, cu pungi în picioare. Dați-vă încolo, așa să vedeți cum e. Da. Și așa ne promite. Apar asfaltate străzile. Da, a uitat să pun asfalt. Ce, ia uite drum. În Ploiești, domnule, în Ploiești, și drumul ăsta așa, nasol, ia uitat. Păi nu se poate așa ceva, nu? Am văzut păi că vă strecurați printre gropi pe aici. Păi ce naiba, ce gropi, că ia uite ce e aici. Păi se poate aici în Ploiești ca să zici, să ai așa ceva? Promisiuni? A, cu duiumul. Păi face promisiuni. Păi nu, ce, e greu să vorbești din gură, să dai din gură, nu, dacă zice. Dar de făcut e greu. Reprezentanții primăriei Ploiești spun că nu au nicio vină și asta pentru că există fonduri europene pentru reabilitarea cartierului, însă nu se prezintă nimeni la licitația pentru lucrări. Un alt proiect blocat este cartierul Râfov. Care e situația? Exact aceeași problemă cu lipsa participanților, lipsa ofertanților la lucrări, la fel cum am discutat puțin mai devreme, este copy-paste aceea situație și acolo. A fost relansat, acolo este un proiect de 42 de milioane de lei, dacă mi-aduc bine aminte, actualizat, o să-l relansăm. A fost deja de 200 de 3 ori deja publicat, nu s-a prezentat nimeni. Campania Cum trăiești la Ploiești va continua. Ne propunem să arătăm realitatea în care sunt nevoiți să trăiască ploieșteni în toate zonele din municipiu.